Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul meu. Videoclipul de astăzi este unul interesant, așa că rămâneți cu mine până la final fără să derulați. De asemenea, abonează-te la canalul meu dacă încă n-am făcut-o, apasă pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când o postez vizionare plăcută. O altă femeie în locul ei ar fi intrat în isterie, dar Varvara nici măcar nu a plâns când ușa s-a închis pentru totdeauna în spatele lui Anton. Doar că în toate zilele de după plecarea lui, ea era chinuită de un sentiment ciudat de vinovăție, Conform legii genului, ea ar fi trebuit să experimenteze acum sentimente complet diferite, cum ar fi mila de sine și ura față de soțul ei, dar nu. În sufletul varvarei domnea o liniște de plină, și doar uneori, ca o mică furtună pe marea tăcerii, îi trecea prin minte acest sentiment neplăcut. Se gândea constant la faptul că Anton nu ar fi plecat dacă ea. Și apoi era un impas, pentru că conștiința ei refuza să răspundă la întrebarea ce ar fi trebuit să fac ca el să rămână. În toate ultimele zile, Varvara a încercat singură să răspundă la această întrebare. Înțelegea că depinde de asta propria ei viață și soarta copiilor. Tânără femeie încerca mental să rezolve un rebus complicat, răsfoind cu răbdare în memorie fiecare zi care îi se părea memorabilă. Mașina mică, pe care părinții i-au dăruit-o la aniversarea de 30 de ani, se mișca cu încredere pe străzile orașului de seară. I se părea că conduce acum nu un stilat hatchback, de un roșu indecent de strălucitor, ci propria ei viață. Și totul depinde de direcția în care va vira la următoarea intersecție. Mâna i s-a întins inconștient spre panoul de control și din difuzoare a început să curgă o melodie plină de viață. Varvara, într-un fel de nebunie, a început să cânte la unison cu interpretul. Femeia nu avea date vocale, dar asta nu i-a împiedicat să cânte din suflet și chiar să facă solouri riscante. Probabil că aceste miniaturi ieșeau prea tare, pentru că mașinile care treceau prin apropiere semnalizau insistent. Dar aceste semne de atenție i-au adăugat doar îndrăzneală, băieți, sunt normală, totul este în regulă cu mine. Din difuzoare se auzeau sunete minore, iar Varvara a spus cu regret, bine, dar puțin. Niciodată nu am crezut că sunt capabilă de astfel de acte, dar sunt pregătită să le repet și mă doare în cot de opinia publică. Așa toată viața a trebuit să mă compar cu cei mai buni. Nu mai vreau să fiu pe locul doi. Îi voi dovedi că și eu valorez ceva. Acest monolog puternic, demn de o scenă de teatru, era adresat lui Anton. Probabil că aceste cuvinte se acumulaseră de mult timp în inima varvarei, dar după ce au fost rostite, ea a simțit un sentiment de ușurare. Doar sentimentul propriei vinovății, ca un mic gem, s-a ascuns într-un colț îndepărtat al sufletului ei. Nimic, mă voi descurca, căci sunt puternică. Tatăl ei a crescut-o pe varvara cu cele mai bune calități. El îi spunea adesea, fiică, doar în tinerețe viața pare infinită. Iar la bătrânețe oamenii consideră fiecare zi trăită un cadou. De aceea încearcă să faci fapte bune și utile. Atunci ea nu înțelegea sensul acestor cuvinte. Tată, de ce trebuie să fac asta? Pentru a-ți păstra amintirile pentru fiecare zi. Apoi, la bătrânețe, vei aminti, în această zi am ajutat o bătrână, iar în altă zi am salvat o pasăre. Tată, dar când trebuie să socotești, dacă este o faptă bună sau rea. Asemenea întrebări ale fiicei îl puneau pe Mihai Dmitrievici în încurcătură, dar el niciodată nu evita să răspundă. În general, Varvara credea că a fost foarte norocoasă cu părinții ei. Aceștia erau cei mai buni oameni de pe pământ, iar fiecare zi din copilăria ei îndepărtată era plină de grija și căldura lor. Varenca era un copil târziu. Părinții ei, Mihai Dmitrievici și Svelana Afanasievna, erau deja în vârstă când au decis să-și unească destinele. Ambii aveau o experiență de căsătorie nereușită, așa că s-au întâlnit aproape trei ani înainte de a-și depune cererea la primărie. Și la venirea în familie a unui nou membru, soții s-au pregătit foarte responsabil. Viitoarea mamă a respectat cu strictețe toate recomandările medicilor. Iar viitorul tată a urmat cursuri speciale, deci la acea vreme bărbații aveau o atitudine foarte sceptică față de astfel de evenimente. La serviciu, unii bărbați chiar râdeau deschis de el. Mihai, viitorul tată, ești grozav! Poate vei merge să naști împreună cu soția ta. Dacă va fi nevoie, voi merge și nu este nimic rușinos în asta. La acea vreme, nașterile comune erau o raritate în țara noastră. Prin urmare, nu toată lumea salută astfel de inițiative, iar jumătatea masculină a populației era indignată de această perspectivă. Băieții cu experiență și tați au dat un astfel de prognostic aceste inovații importate. La noi nu va prinde rădăcini, asta e în Europa. Acolo toți nebunesc în căutarea egalității și libertății. La noi, tradițiile sunt altele și totul este clar distribuit. Femeile nasc, iar bărbații cresc și câștigă bani. Deci cu ultima afirmație s-ar putea să nu fie de acord nimeni, dar nimeni nu îndrăznea să contest neclintinea la tradiției. Prin urmare, hotărârea îndrăzneața a lui Mihail Dmitrievici a rămas neîmplinită. Și momentul apariției pe lume în condiții de urgență nu l-a văzut tatăl. Adevărul este că acest lucru nu a diminuat deloc bucuria proaspătului tată pe ultima sumă de bani, iar atunci salariul se plătea la fiecare câteva luni. Bărbatul a angajat artiști de la Casa de Cultură și i-a adus pe mașina sa veche, Lada, chiar la spitalul de maternitate. Mini concertul de sub ferestrele instituției medicale a produs o impresie puternică nu numai asupra tinerilor mame, ci și asupra personalului. Unele asistente s-au chiar lăsat în de excesul de sentimente. Numai în filme se arată o astfel de dragoste. Ce bărbat grozav este un bărbat adevărat. Desigur, Varvara, din motive lesne de înțeles, nu-și amintește evenimentele acelor zile, dar mama ei îi plăcea să spună această poveste emoționantă. Iar de fiecare dată apăreau noi detalii despre primele ei zile de viață. Când te-au adus prima dată să mă hrănesc, m-am chiar speriat. În acea zi au mai fost născuți încă opt băieți și doar o singură fată. Toți băieții, așa de mari și obraznici, strică cu toată puterea plămânilor, iar fica mea pe fundalul lor arată ca un firav. Nici măcar nu țipai, ci țip ca un pisoi. Deci, Svelana Afanasievna vorbea cu afecțiune despre defectele fiicei sale în primele zile ale vieții ei, varvarei nu era deloc plăcut că mama ei o compara cu un pisoi abandonat. Abia mai târziu, când ea însă și-a născut primul ei fiu, Anton, a devenit clar că pentru mama aspectul copilului nu are nicio importanță. Dar viața este o chestiune foarte aspră și nu cruță nici măcar pe cei mici. Dacă pentru părinți fata era un miracol, cei din jur nu credeau așa. Prima dată când Varvara s-a confruntat cu nedreptate a fost în grădiniță. În acea zi, care s-a antipărit pentru totdeauna în memorie, copiii se pregăteau de primul sărbătoare de primăvară. Pe lângă cele drăguțe meșteșuguri, s-a decis să se încânte femeile cu un mic concert. Educatoarele au alcătuit programul și s-au ocupat de distribuirea numerelor. Atunci, Varvara a manifestat pentru prima dată în viața ei conștientă inițiativă: Dați-mi să învăț o melodie sau o poezie. Îmi amintesc bine. Una dintre educatoare s-a uitat ciudat la copilă. Fetița asta nu are suficientă memorie bună, trebuie să mai aibă și o față drăguță, iar în acest sens nu ești prea grozavă. Larisa a văzut cum cealaltă educatoare a împins-o puternic în coastă pe colega ei. Ce vorbești în fața copilului? Nimic neobișnuit, doar că sunt obișnuită să spun adevărul, să se obișnuiască, va trebui să audă de multe ori în viitor că seamănă cu un șoarece. Un asemenea șoarece gri, neînsemnat. Desigur, Varvara, la vârsta ei de trei ani și jumătate, nu înțelegea întregul sens al cuvintelor spuse de educatoare, dar memoria ei era cu adevărat bună. Când mama ei a venit să o ia de la grădiniță, ea a repetat totul pe loc în fața educatoarei care o condamnase pentru aspectul ei. Fata a adăugat: Nu mi-au dat nici măcar un rol le-au dat tuturor celorlalți copii, iar eu vorbesc bine și cânt tare, dar Maria șchiopătează, dar e frumoasă și acum va cânta cântecul principal. De la supărare, Varvara a început să plângă, iar educatoarea era gata să se prefacă că trece prin podea de rușine. Svelana Afanasievna încerca să vorbească calm, deși vocea ei tremura de indignare. Ce fel de selecții organizați aici? Cine va permis să vă mutilați psihicul copiilor? Și nu voi lăsa asta așa. Mâine voi merge la Departamentul de Educație. Varvara și mama ei nu au participat la sărbători. Educatoarea care se remarcase printr-un comportament nedemn în grupul lor nu mai apărea. S-ar fi putut bucura de victoria justiției, dar Varvara era totuși forțată să se ascundă în spatele colegilor ei atunci când era vorba de evenimente importante. I-a rămas în minte și prima zi de școală. Până la acel moment, fata învățase deja regulile existenței societății umane și nu mai căuta să-și demonstreze talentele. Ea se obișnuise să se dizolve în mulțimea de colegi, deoarece în masa generală nu erau atât de vizibile urechile ei proeminente și sprâncenele fără culoare de pe fața presărată cu pistrui. Linia festivă s-a desfășurat fără probleme iar ea a aplaudat fericită împreună cu toți ceilalți când un băiat foarte înalt din clasa 8 a purta pe umăr o fetiță de clasa 1, care avea în mână un clopoțel simbolic în formă de clopot mare. Desigur, în sufletul ei, Varvara invidia pe această fetiță, pentru că îi dorea foarte mult să fie în locul ei. Dar ea înțelegea că, cu aspectul ei neînsemnat, acest lucru era imposibil când, după linie, copiii se împrăștiau pe clase pentru prima lor lecție din viață, un băiat necunoscut din clasa 8 a strigat, arătând în direcția ei, băieți, uitați-vă la acea frică vie. Svelana Afanasievna se temea foarte mult pentru fiica ei, dar aceasta, cu o expresie nepăsătoare pe chip, a spus, mamă, probabil că băiatul a vrut să mă numească frică vie, pentru că urechile mele sunt într-adevăr mari a încurcat pur și simplu cuvintele, nu te îngrijora, m-am obișnuit și nu mă mai supăr. Varvara a auzit din întâmplare cu mama ei povestea tatălui ei despre acest caz scandalos seara. Mihai, am atâta frică pentru Varvara și că toată lumea se ține de ea. Mi se pare că aspectul ei este destul de normal pentru un copil. Svelana, nu te mai îngrijora, Varvara noastră este mai bună decât toate și mai frumoasă decât toate, și are un caracter puternic pentru un copil de șase ani. Tocmai asta mă sperie cel mai mult, îmi este teamă să nu devină crudă. Sunt multe astfel de povești. Când complexele din copilărie duc la consecințe groaznice în viața adultă. Sunt sigur că Varvara nu va avea complexe, este o fetiță foarte inteligentă și a învățat repede regulile jocului, iar aspectul este ceva care se poate dobândi vom vedea împreună minunea transformării raței urâte într-un leu frumos. Din păcate, previziunile tatălui nu s-au adeverit, iar Varvara nu a devenit niciodată o frumusețe. Dar aspectul ei neîngrijit nu mai sperie pe nimeni, iar de fapt toată lumea din școală nu-i acordă atenție. Cert este că fetița era o premiantă la toate disciplinele, era trimisă de școală la olimpiade pe diferite materii și se întoarcea întotdeauna cu victorie mai ales i-a rămas în minte ziua unui nou triumf, când în competiția intelectuală a lăsat în urmă chiar și elevii mai mari. Dar a fost o victorie curată. Acel moment a fost unul dintre cele mai fericite din viața Varvarei. Elevă în clasa 8 -a, toată lumea a început să o numească pe Varvara Mândria Școlii. A fost prezentată în emisiuni de televiziune și despre ea s-a scris chiar și în ziarul regional dar faima este un fenomen temporar și varvara înțelege acest lucru perfect. A mai înțeles și că mintea și cunoștințele au chiar mai multă importanță decât aspectul. În ziua în care a primit diploma, nimeni nu-și mai amintea de Marina. Aspectul ei prezicea un viitor promițător. Colegii ei o priveau cu invidie neascunsă. Frumoasa clasei, cu notele ei care erau doar trei, a spus tare, ce noroc ca unii. Ea nu reprezintă nimic, iar diploma de aur i-a revenit tocmai ei. Cineva i-a răspuns fetei neînsemnate, Varvara și-a câștigat oanest medalia ei de aur, iar ție ți-a revenit un certificat de mână a doua, pentru că tu ești ca o lăcustă din fabula lui Krilov. Îi invidiez pe Krasnovi. Varvara va fi acceptată cu brațele deschise în orice universitate, iar tu ai trebui să te strecori măcar într-un colegiu de province. Părinții au observat-o pe fica lor din lateral și amândoi au plâns de fericire. Svelana, ce fică minunată am crescut! Astăzi varvara noastră a auzit atâtea cuvinte bune. Trebuie să-ți mi antonisesc, dragă soție, că nu am fost niciodată atât de fericit ca astăzi. Mihai și eu am cel mai fericit zi din viața mea. Nici măcar în ziua nunții noastre nu mi-a fost atât de bine pe suflet. La festivitatea de absolvire a fost prezent și un alt om, și anume o fată care se bucura sincer de succesele varvarei și se întrista că nu o va mai întâlni în coridorul școlii la pauza mare. Aceste sentimente le-a experimentat în acea zi însorită de iunie Natalia Lavrova, pentru care varvara era mai mult decât o prietenă. Toți oamenii se împart în două categorii, unii se bucură sincer de succesele prietenilor lor iar alții își manifestă doar pe cuvinte astfel de sentimente, dar în adâncul sufletului invidiază și visează să se răzbune pe norocos. Și Varvara avea și astfel de oameni în jurul ei. Dar toate încercările răufăcătorilor de a o scoate din minți pe distinsa elevă eșuau. Iar când i-a descoperit accidental un șoarece în rucsacul ei școlar, contrar așteptărilor organizatorilor acestei acțiuni, nu a țipat, ci a pus animalul pe palmă și chiar a mângâiat-o pe spate. Ulterior, șoarecele a fost eliberată de varvara în libertate. Unii chicoteau pe la spatele fetei, peștele vede peștele, iar șoarecele simte șoarecele. Adică, cu alte cuvinte, al tău nu te va răni. Data viitoare, cineva dintre șarlatani a un scaunul pe care stătea cea mai bună elevă cu lirci de tâmplărie. Dar nici această aventură nu a trecut neobservată de varvara i-a a observat de departe un luciu suspect, iar după expresia tensionată a unuia dintre colegii ei, a calculat fără greș autorul farsei și s-a adresat cu o rugăminte către el. Constantin, masa ta e mai înaltă, iar mie mi-e incomod pe asta. Hai să schimbăm locurile. Tipul s-a înroșit, ceea ce profesoara a interpretat ca o manifestare de timiditate. Constantin, dacă o fată cere, un adevărat bărbat trebuie să cedeze. După aceste cuvinte, Constantin nu a mai avut încotro să se retragă și a stat toată ora lipit de scaun. Apoi, prietenii lui l-au desprins cu greu de mobilier, dar totuși pantalonii nu au putut fi salvați. După lecții, Constantin așteptau pe Varvara lângă școală. Tu crezi că ești așa de deșteaptă? Varvara a râs în fața eșuatului. Constantin știi vorba despre legea bumerangului, iată că ți-a venit rândul. Râzi de vreme, Varvara. Data viitoare vom avea cu tine o conversație complet diferită. Am început să număr zilele mele, am activat contorul. Cu cunoștințele tale în domeniul matematicii, te vei certa cu siguranță. Fetița a râs din nou și s-a îndreptat spre casă. auzit cum Constantin îi strigă în urma ei, Varvara, câștigă întotdeauna cel care râde ultimul, acum e rândul meu. Deja după cinci minute, Varvara uitase de amenințările colegului ei, dar după ora 14 a trebuit să-și amintească de cuvintele lui Constantin. Pentru a economisi timp, Varvara, ca și mulți copii din cartierul ei, mergea prin micul parc. Acest loc nu era popular printre locuitorii orașului, așa că toată lumea încerca să-l traverseze cât mai repede. Varvara a accelerat și a pașii când a ajuns în parc. A observat de departe, în apropierea fântânii, care nu funcționa de multă vreme, o grupă de adolescenții. Era prea târziu să se retragă, iar Varvara nu-și permitea să arate slăbiciune. A accelerat și mai mult pașii, sperând să treacă pe lângă cordonul dinamic, dar Constantin i-a blocat calea. Ce, Varvara, vom râde! Trupa de spectatori a râs scomotos. Constantin, poate să o scufundăm în fântână dar nu funcționează. Atunci cum o vom pedepsi? Băieți, am pregătit un plan exclusiv pentru cea mai bună eleva noastră. Vedeți acolo clădirea cu literele clare M și F. Constantin, ești un geniu. Oamenii au nevoie de un spectacol spectaculos. Când Varvara a realizat că trebuia să fugă totuși de acolo, era deja prea târziu. Adolescenții au înconjurat-o și apoi au luat-o de mână și au târât-o spre toaleta publică. Ea se spătea și striga, chiar i-a dat unuia dintre agresori un picior în ochi, dar forțele erau clar inegale. De undeva din lateral s-a auzit un strigăt de fată. Apoi s-a auzit sunetul unui lovit puternic, iar după el din nou un strigăt, dar acum în interpretarea unuia dintre membrii haitei răzbunătoare. Varvara nu a apucat să înțeleagă nimic, când din nou s-a auzit un strigăt de luptă și pe pământ a început să se zvârcolească un alt agresor. Încă un agresor, restul tripletei a fugit în mod prietenos de la locul incidentului. Varvara o privea cu ochii mari pe fetița de vreo 12-13 ani și nu putea să creadă că cei doi adversari în vin și erau opera ei. Tânăra judoca i-a întins mâna. Nadia, Varvara a acceptat gestul prietenos. Tu cum ai ajuns aici? Tot prin parc trec din școală. Deci, de departe am auzit cum țip și m-am grăbit să te ajut. Să zicem, Nadia, dar unde ai învățat așa să te lupți? Deodată, fetița s-a înroșit. M-a învățat tata. El era campion înainte, dar apoi și-a rupt mâna și a trebuit să renunțe la sportul de performanță. Acum lucrează ca antrenor. Eu fac judo de șase ani și am deja centura albastră, iar în curând va fi maro. Deși Varvara nu înțelegea nimic din etica sportivă a artelor marțiale, i-a spus semnificativ. O au grozav! Fetița pe nume Nadia a fost mulțumită de laudă. Și eu de multă vreme voiam să te cunosc, dar nu îndrăzneam să mă apropii, iar acum așa o ocazie. Îmi pare rău pentru întrebarea nepotrivită dar de ce nu îndrăzneai să te apropii de mine? Tu ești o elevă eminentă și mai mare cu un an decât mine. Nadia, tu ești o minune, oare vârsta și alte fleacuri au importanță când oamenii sunt uniți de prietenie? Fetița a privit-o pe Varvara cu un aer fermecat. Vei fi prietenă cu mine. Desigur, acum trebuie pur și simplu să-ți mulțumesc pentru salvarea mea, înțelegi că nu mă refer la bani și alte valori materiale poate ai probleme la vreun obiect. Nadia a sărit de bucurie. Am un dezastru la matematică, nu pot pricepe niciunul dintre sinusuri și cosinusuri. Nu te descuraja, te voi ajuta. Putem începe imediat cursurile. Din acea zi, Natalia a devenit oaspete frecvent în casa Silcovic. Fetele se ocupau până la ora două în fiecare zi, apoi beau ceai cu prăjituri delicioase pregătite de Svelana Afanasievna cel mai bucuros dintre toți a fost Mihail Dmitrievici. Varvara este foarte bine că ai un prieten adevărat. Tânăra l-a corectat pe tatăl ei. Tată, ai vrut să spui prietenă? Nu, fiică, am spus ce am vrut. Știi, aceste cuvinte cu un singur rădăcină au puține semnificații diferite. Cu o prietenă poți să te plimbi, să comunici, să împărtășești experiențele tale, dar numai un prieten te poate proteja. Această fetiță Natalia este un prieten adevărat, mi-aș dori să nu mă înșel în ea. Mihail Dmitrievici a făcut o prognoză corectă în ceea ce privește Natalia. Fetița, crescută într-o familie sportivă, avea calități volitive și era întotdeauna deschisă la contact. Ea nu-și scotea niciodată în evidență e-goul, deși avea și cu ce să se mândrească. Curând vecinii au început să vorbească. S-a adunat o pereche de rață și barză deci pe ambele le-a ofensat Dumnezeu în ceea ce privește frumusețea, ambițiile lor sunt mai mari decât acoperișul. Fetele nu au acordat nicio atenție bărfei, cu atât mai mult nu se simțeau inferioare. Datorită unei educații bune și a unei înțelegeri clare a obiectivelor vieții, ambele școlarițe s-au format deja ca personalități. Prin urmare, ele se refereau la astfel de conversații în același mod în care un adult percepe năzdrăvăniile copiilor. Singurul lucru de care păreau să-și regrete era despărțirea viitoare, dar fetele au găsit un mod bun de a elimina această piedică. Varvara a depus dosare la Baumanca pentru specialitatea inginerie, software și nanotehnologie. Acestea erau direcții complet noi și mulți tineri visau să obțină profesia viitorului. Prin urmare, Varvara a trebuit pentru prima dată în viață să lupte în sensul literal al cuvântului pentru un loc cu egalii, deoarece printre candidați erau practic doar medaliați. A fost un moment înșelător când fata abia nu a cedat. A sunat-o pe Natalia pentru a primi sfaturi. Nato, nici nu-ți imaginezi câte medalii sunt pe un metru pătrat, îmi este chiar frică. Prietena ei a răspuns calm. Frica este normală. Este rău când o persoană începe să intre în panică, iar din vocea ta simt că ești la limita disperării. Dar nu înțeleg de ce panică. Mie mi este și frică când ies pe tatami și adversarul este necunoscut. Dar aceasta este filosofia oricărui duel, depășește frica și învinge. În cazul tău, totul este mult mai simplu, pentru că trebuie să depășești propria frică. Așa că totul. Varvara a trecut cu succes probele suplimentare și a fost admisă la Facultatea de Inginerie Software și Nanotehnologie. Primul an în orice instituție de învățământ este considerat cel mai dificil, așa că toată atenția ei a fost acordată studiului. Încărcătura până la vârful capului, cum obișnuia să spună studenta la Universitate de Prestigiu, nu i-a împiedicat să comunice cu prietena ei o dată pe săptămână. În timpul conversațiilor telefonice de o oră, Fetele își povesteau una alteia despre evenimentele principale, își împărtășeau planurile. Într-una dintre aceste discuții, Natalia a anunțat cu bucurie. Varvara, am decis să dau la Universitatea Sechenov la Facultatea de Psihologie Sportivă, așa că în curând vom putea să ne vedem față în față. Minunat, dar cum rămâne cu sportul de mare performanță, tu totuși visai la victorii la campionate prietenă, tu însăți mi-ai spus că trebuie să-mi evaluez realist capacitățile. Iată că le-am evaluat și am înțeles că a concura pentru școală este una, iar pentru țară este o responsabilitate cu totul alta. Cu un cuvânt, nu sunt la nivelul de top. În plus, termenul de viață sportivă este prea scurt, așa că am decis să mă dedic altui lucru util, pentru că și pregătirea viitorilor campioni este o treabă onorabilă. Deși în vocea Nataliei se auzeau note triste, era clar că aceasta este o decizie definitivă a fetei. Varvara a decis să o încurajeze. Probabil că ai dreptate, trebuie să planifici viața cu perspectiva viitorului, și eu sunt foarte fericită pentru tine. Natalia a intrat la universitate din prima încercare. Deși profilul academic al fetei era slab, meritele sale în sport au jucat un rol decisiv. Această perioadă s-a remarcat și printr-un alt eveniment uimitor, care le-a apropiat pe fete. Între părinții lor a apărut ceva foarte asemănător cu o prietenie. La urma urmei, grijile și experiențele comune unesc oamenii. Ca multe fete de vârsta ei, Varvara visa și ea în secret la o dragoste mare și frumoasă. În anii de școală, se îndopa cu romane populare, în care era mai multă tragedie decât fericire. Apoi, câțiva zile, fata umbla sub impresia cărților citite. Adevărul este că ea nu împărtășea cu nimeni experiențele sale, nici măcar cu Natalia nu vorbea pe această temă. Iar motivul unei astfel de închisori era aspectul. Deși varvara s-a obișnuit că toată lumea o consideră urâtă, ființa ei nu voia să se împace cu o astfel de situație. Prin urmare, fata a început să experimenteze treptat cu machiajul și a ieșit destul de bine. Natalia se pricepea foarte bine la subtilitățile machiajului, iar lecțiile prietenei au fost de folos aspectului varvarei. Iar după ce a intrat la universitate, fata a uitat de faptul că aspectul ei nu corespunde standardelor de frumusețe. În primul rând, aici nu era timp pentru asta, iar în al doilea rând, majoritatea studentelor erau asemănătoare cu varvara, iar multe fete purtau ochelari cu lentile puternice tocmai acest lucru a ajutat-o să-și uite definitiv despre deficiența ei. În timpul unei întâlniri cu prietena ei, Varvara a decis să abordeze o temă tabu. Natalia, probabil ai o mulțime de admiratori pe curs, ești atât de la modă și te îmbraci curajos. Prietena a privit-o pe Varvara într-un mod ciudat. Spune, mă mir de naivitatea ta, ești de parcă ai fi mai mare decât mine. Doar cu un an, la vârsta noastră un an nu mai are nicio importanță. Totul este corect, dar am menționat vârsta nu întâmplător, oare nu ai înțeles încă că viața este, de fapt, o luptă pentru un loc sub soare? Este o selecție naturală, declanșată de însă și natură, iar tu știi perfect din cursul de biologie școlară că în acest proces supraviețuiește cel mai puternic, altfel pur și simplu va fi zdrobit, călcat în picioare, iar pentru a ajunge la finish, se pot folosi orice mijloace de aceea mimarea este răspândită în lumea vie. La toate nivelurile sale, inclusiv în societatea umană. Varvara a privit-o pe prietenă mult timp cu ochii larg deschiși și nu putea să revină în fire de uimire. Oare în fața ei stătea acea fată neascultată, care se pricepea la diverse tehnici de luptă? Nu. Acum vedea în fața ei o fată educată, încrezătoare în sine, care putea să filosofeze liber. Natalia, nu încetezi să mă mir de tine, de unde ai învățat toate astea? Nu vei crede, dar asta este școala ta, eu am prins fiecare cuvânt al tău de pe zbor, din numele m-am străduit zi de zi să-mi convingi că cunoștințele sunt baza a tot. Și bineînțeles, profesia mea viitoare mă obligă la multe, da, iar în ceea ce privește cavalerii, situația mea este bună, de ce ai întrebat? Nu știu, pur și simplu așa, se pare că la vârsta noastră este deja de datoria noastră să avem un iubit. Natalia, cu un aer de iritat, a remarcat. Varvara, nu te mai recunosc unde este încrederea și optimismul tău de altă dată. Și ce legătură are cu vârsta? Varvara încerca să-și stăpânească emoțiile, dar excesul de sentimente nu-i permitea să-și ia în mâini. Natalia a înțeles că fără o bună trezire, taia nu va spune nimic. Ea s-a înveselit cu un strigăt de luptă și a pus-o pe prietenă pe coate. Varvara, dar pe cuvânt de onoare, este amuzant să te văd cum te rupi, ca o gimnastă. Larisa a râs și încordarea interioară a dispărut. Ai făcut o comparație nereușită, gimnaziile moderne oricărui băiat îi dau o sută de puncte înainte. Pur și simplu m-am obișnuit să cred că relațiile cu sexul opus sunt, ușor spus, o temă închisă pentru mine. O altă prostie, tu însă ți în capul tău ai făcut această setare, trebuie doar să comuți întrerupătorul și să te bucuri de viață. Din tot ce ai spus, am înțeles că se întâmplă ceva pe plan personal și nu m-am înșelat. Varvara a oftat ușurată. Am nimerit în țintă. Da, mi-a apărut un tânăr, dar din cauza lipsei de experiență practică, nu știu cum să mă comport cu el. Cum, cum, Natural, nu trebuie să inventezi planuri complicate. Dacă îți place cu adevărat o persoană, spune-i că ți place. Pe fața fetei a apărut un zâmbet fericit. Natalia, nu știu sigur, dar cred că îmi place. Alături de el mă simt ușoară, putem vorbi pe orice subiect și, sincer să fiu, nu vreau să ne despărțim. Foarte bun început, așa începe cel mai adesea dragostea, dar nu merită să-ți pierzi capul. Avertismentul prietenei a trecut pe lângă și nu a rămas în conștiința îndrăgostitei Varvara. Iar în faptul că era îndrăgostită de Anton, nu exista nicio îndoială. Prima lor întâlnire amintea de subiectele romanelor citite anterior. Studentei de anul 2 trebuia să-și pregătească urgent un referat, așa că s-a dus la biblioteca universității. Anton se străduia deja cu putere la un birou vecin la un sarcină similară, Anterior se intersectase uneori în labirintele încurcate ale universității, dar nu se cunoșteau bine. De data aceasta, la apariția varvarei, Anton a salutat-o cu un gest. Ea a răspuns băiatului cu un semn din cap cu o coafură aranjată cu grijă sub formă de împletituri și împletituri. Atracția tinerilor oameni de lucru nu a observat cum afara a devenit complet întuneric, iar sala de lectură s-a golit. Bibliotecara a cerut de mai multe ori să părăsească încăperea, dar ei au cerut încă o minută. Înțelegând că pe studenții fanatici sfaturile ei nu au efect, femeia a stins lumina. A fost neașteptat. Tinerii oameni s-au pierdut și au încercat să găsească în întuneric drumul spre ieșire, dar în necunoscut, la fiecare pas, îi aștepta un obstacol sub forma de scaune, mese și alte mobilier. Anton a râs. Acum mă simt ca un erou al unui joc video, pentru a trece la următorul nivel, care este acolo, în spatele ușii, unde ne așteaptă o mătușă severă. Va trebui să ne batem capul de o duzină de ori. Gândul asta i-a amuzat și mai mult pe cei doi, în ciuda situației lor dificile. Dar dacă nu reușim să terminăm jocul, se va aprinde un afișaj gamover pe ușă și vom rămâne blocați aici pentru totdeauna. De aceea trebuie să ne grăbim, ca să nu ne închidă doamna bibliotecară ușa cu lacăt. Hai, dăm mâna! Împreună vom putea depăși mai ușor toate obstacolele și vom avea o încercare în plus. Tânărul a strâns ferm mâna fetei și a fost primul care a pășit pe drumul necunoscut. Imediat s-a auzit un zgomot de mobilă care cădea, apoi s-a aprins lumina și în deschiderea ușii a apărut silueta înfricoșătoare a bibliotecarei. Ce faceți aici? Anton a răspuns cu o întrebare la întrebare, de ce ați oprit lumina? V-ați gândit că ne putem rupe mâinile și picioarele în întuneric. De câte ori să vă mai spun să ieșiți afară? Ce să mai fac dacă nu înțelegeți limba română? Varvara nici nu bănuia că un dialog format doar din întrebări poate fi atât de interesant. În cele din urmă, bibliotecara a amenințat că va face o plângere la decan. Universitatea noastră este pentru oameni cu vincioși. În aceste ziduri au studiat atât de mulți oameni de știință renumiți, iar voi ce sunteți? Noi avem toată viața înainte. Cine știe, poate peste 10 ani veți aminti cum ați dat afară din bibliotecă doi laureații ai premiului Nobel și vă veți simți foarte rușinați pentru fapta dumneavoastră nedemnă. Antonia a făcut doamnei o plecăciune, uluită de confuzie, iar ei au ieșit râzând afară acum trebuie să te conduc acasă. O astfel de întâlnire memorabilă cere continuare, nu-i așa? Excitarea umplea sufletul și trupul varvarei, care a răspuns în glumă, dacă am început jocul împreună, atunci, logic, trebuie să trecem împreună la toate nivelurile următoare. Știi, este o comparație foarte potrivită, dar totuși aș vrea ca relația noastră să se transforme în ceva mai mult decât o simplă joc video, pentru că noi nu suntem niște oameni desenate, ci niște oameni vii. Și eu sunt de acord cu astfel de evoluție a evenimentelor, dar există un dar. Tânărul a privit-o surprins pe fată. Acum vă ghicesc, sunteți căsătorită. Nu? atunci sunteți extraterestră și în orice moment vă va veni să vă ia spațiul vostru cosmic. Nu, nu sunt extraterestră. Atunci eu mă predau. Noi nici măcar nu ne-am cunoscut. Exact, dar acum vom remedia această omisiune, mai ales că știu că pe tine te cheamă Varvara, iar pe mine. Anton Varvara râdea de glumele băiatului și de la asta, pe fața ei apăr un ruj. În ochii sclipeau scântei de îndrăzneală. Tânărul o admira deschis. Varvara, dacă ai ști cât ești de frumoasă. Nu am mai întâlnit niciodată o fată atât de frumoasă. Varvara auzise pentru prima dată astfel de cuvinte și simțea că îi se învârte capul de fericire. După doar câteva săptămâni, Varvara și Anton se simțeau foarte atrași unul de celălalt. Tânărul a explicat acest fenomen într-o manieră glumeață. Specifică lui. Varvara, noi am avut noroc că ne-am întâlnit atât de repede. Ai auzit legenda frumoasă despre jumătățile sufletului. Desigur. Și tu vrei să spui că suntem fragmente ale unui întreg. Cum să nu? Doar forțele cerești nu ne-au împrăștiat prin lume ca pe ceilalți, ci ne-au aruncat într-un singur loc. Probabil că ziua lor de lucru se apropia de sfârșit și pur și simplu nu aveau altceva de făcut. Dar asta se poate întâmpla și dacă nu ne vom folosi șansa pe care ne-a oferit ongerii. Anton, tu tot timpul vorbești ghicitori. Nu ne este suficient faptul că ne întâlnim în fiecare zi. Fata a simțit din nou același priviri îndrăgostit al tânărului. El a atras-o ușor la el și a sărutat-o. Mie nu îmi sunt suficiente doar întâlnirile. Vreau mai mult. Vreau să te văd în fiecare minut, să simt respirația ta. Varvara a tăcut și a așteptat cu emoție continuarea acestei cântece de dragoste. Dar Anton a încheiat laconic me Antoni Siria sa. Să ne căsătorim. Anton, dar studiile. Și ce le vom spune părinților? Ascultă-mă, noi suntem adulți și trebuie să luăm deciziile noastre singuri. Oare un ștampil în pașaport este un obstacol în calea obținerii diplomei? Probabil că nu. Atunci de ce ar trebui să urmăm standardele acceptate? Nu ți-ar plăcea să faci ceva fără să fii ghidată, să iei tu o decizie importantă. Anton, îmi doresc foarte mult, dar cum vom trăi? De obicei, crede nu există probleme care să nu poată fi rezolvate. Părinții mei s-au căsătorit când erau studenți, iar la un an după aceea am apărut eu, dar asta nu le-am împiedicat să obțină o educație și să se dezvolte în carieră. Imaginează-ți cât vor fi surprinși toți când vor afla că suntem deja o familie. Poate că tocmai dorința de a-i surprinde pe toată lumea i-a determinat pe tinerii îndrăgostiți să decidă să se căsătorească în secret. Fără să spună nimic nimănui, ei au depus o cerere de căsătorie. A venit primăvara, iar întreaga lume s-a îmbrăcat în haine înflorite. Inimile celor doi îndrăgostiți erau, de asemenea, umplute de sentimente de primăvară. Doar cu o zi înainte de evenimentul important, Varvara i-a povestit totul Nataliei. Prietena ei a rămas înmărmurită timp de zece minute. Varvara a țin nebunit. În ce sens? Păi, de exemplu, spune-mi în ce te vei îmbrăca pentru a merge la primărie? În blugi strânțuiți și un tricou, iar în loc de voal, capul tău va fi împodobit cu o șapcă de baseball cu o inscripție tâmpită în engleză. Încrederea Miresei a scăzut puțin, dar ea nu s-a predat. Vorbești de parcă nu aș avea deloc ce să port. Am un costum decent în stil clasic și o pereche de pantofi buni se vor găsi și ei. Între timp, te-am contactat în speranța că voi găsi sprijin și ajutor, iar tu, ar trebui eu să-ți corectez neajunsurile tale în regim de urgență, Varvara. Spune-le părinților tăi, pentru ce păcate îi pedepsești așa? Nu se înțelege oare din capul tău plin de formule că pentru ei cea mai importantă ocazie din viață este nunta singurei fiice. Desigur că nu știu cum stau lucrurile în familia lui Anton, dar sunt sigură că și strămoșii lui vor fi șocați. Varvara a înțeles că prietena ei avea dreptate. Și ce ai face în locul meu? În locul tău nu m-aș afla niciodată, pentru că nu sunt la fel de frivolă, dar ți-aș recomanda să amâni evenimentul. Nu, Natalia, spun că e ghinion. La insistențele Nataliei, viitorii soți au convocat de urgență părinții lor, iar pentru ca ceremonia de căsătorie să nu fie mai prejos decât a altora, a fost nevoie să apeleze la serviciile unei firme de închirieri dar părinții Miresei și ai Mirelui nu și-au revenit complet. Ei aveau în general dificultăți în a înțelege ce se întâmplă, așa că toate întrebările au trebuit să fie lămurite de Natalia. Când autorii tulburării au pus semnăturile în primărie, Mihail Dmitrievici a întrebat, nu fără ironie, și unde își propun tinerii noștri să petreacă luna de miere. Varvara și Anton s-au uitat unii la alții dar soțul proaspăt înființat s-a dovedit a fi mai inventiv. După ce dăm examenele, ne vom năpusti în tabără. Alexandru Ivanovici a apreciat ideea fiului său. În anime eram la fel de îndrăzneț și obraznic. Apropo, nu e un rău variantă pentru tinerii căsătoriți, numai romantism, viață în corturi, țânțari, mâncare din oală comună și multă, foarte multă muncă. Bărbatul s-a adresat părinților Miresei. Asta e doar o glumă, să-mi bat joc de fiul meu eu însum m-am căsătorit când eram student. Anna Alexivna, mama lui Anton, a adus și a contribuția sa la discuția despre această importantă problemă. Alexandru atunci era cu totul alt timp, iar acum, uitați-vă, ce dezordini se petrec în jurul nostru. Uneori nici nu-mi vine să mă uit. Svelana Afanasievna îi dădea dreptate din solidaritate feminină. Și numai Mihail Dmitrievici a tăcut tăcuți și țintuiți stăteau și tinerii căsătoriți. Evenimentul important a fost sărbătorit într-un restaurant mic unde, în afară de compania de nuntă, nu era nimeni altcineva. Mama lui Anton continua să-și exprime nemulțumirea față de viața modernă, dar ea în mod clar ducea conversația spre ceva mai important. În cele din urmă, ea l-a împins ușor pe soț. Alexandru, ce tot mormăi singur, nu vei permite ca copiii noștri să rătăcească prin corturi, să fie mâncați de țânțari nemiloși. Alexandru Ivanovici a aruncat o privire în direcția proaspeților căsătoriți. Aneca construcția unui echipaj este grozav. Este o opțiune excelentă pentru extremiști. Dacă sunt atât de independenți să se descurce singuri cu problemele lor din această zi, dar și să răspundă pentru acțiunile lor necugetate dar Alexandru este fiul nostru unic. Mihai Dmitrievici a spus calm, prietenii, ridicați paharele noastre pentru tineri, chiar dacă ne-au pus o năpârcă, scuză, mamă, această fleac cu sfat și dragoste. Natalia a strigat veselă, amar. După un toast în cinstea tinerilor căsătoriți, tatăl Varenei a luat din nou cuvântul, noi doi cu soția mea ne-am consultat, am decis să ne asumăm grija locului lor de reședință. Am deja rezervat o cameră de hotel pentru două zile, acum mai trebuie să găsim un spațiu de locuit ieftin, nu pot merge la cămin. Alexandru Ivanovici a clătinat din cap și, pentru a treia oară în cursul serii, a repetat că fiul său este ca el. Nu degeaba se spune că genele nu pot fi stăpânite cu degetul. Totul din mine, fiule, mulțumesc. Svatul este pe deplin de acord. Sincer să fiu, nu îmi doresc deloc să-i trimit într-un echipaj de construcții undeva mai aproape de mlaștini, dar, ca exemplul sfastului, sunt obligat să arăt milă. Vom organiza o excursie pentru doi, undeva în tropice. Pentru prima dată în tot seara, tinerii căsătoriți au scos un sunet. Ura, vom avea o adevărată călătorie de nuntă deși nu fără peripeții, viața lor de familie a început romantic, dar perioada dulce s-a încheiat rapid și au început să curgă zilele cenușii, lipicioase. Problemele ascunse ale vieții de familie au început să apară imediat, deși părinții au ținut întotdeauna umeri în poziție de a le sprijini la timp. Tânărei familiile a fost greu, Lecturile, examenele, sesiunile nu se combinau cu o viață de familie normală, iar sarcina Varenei a forțat să-și ajusteze planurile pentru viitorul apropiat. Starea de bine a viitoarei mame a provocat îngrijorare, iar Anton a declarat ferm, trebuie să luăm concediu de studii. Dar părinții tinerilor căsătoriți au fost categoric împotriva unei astfel de decizii. Anna Alexeevna a insistat în special asupra continuării studiilor. În niciun caz nu trebuie să faceți o pauză în studii. Va fi și mai greu mai târziu. Svelana Afanasievna a sprijinit mama lui Anton. Peste câteva luni trebuie să merg la pensie. Desigur, aș mai fi vrut să lucrez, dar pentru copii voi merge așa cum se cuvine. Ei voi ajuta să învețe, iar eu mă voi ocupa de nepoți. Tinerii căsătoriți au acceptat cu entuziasm un astfel de cadou generos. Adevărat în timp, au fost necesare sacrificii tot mai mari și Varvara cu Anton le-au perceput deja ca un pas obligatoriu din partea generației mai în vârstă. Ajutorul părinților le-a ușurat atât de mult viața, încât după nașterea lui Anton, au pierdut încă un copil la doar trei ani. De data aceasta a apărut o fetiță în care ambele bunici erau nebune. Svelana Afanasievna și Anna Alexevna locuiau practic în casa copiilor lor, ceea ce provoca nemulțumirea bărbaților. Cel mai mult se revolta Alexandru Ivanovici. Ania, dar cât de mult poți să-i răsfeți? Nu ți se pare că copiii noștri s-au așezat pe capul nostru și ne-au întins picioarele? Femeia a încercat să se opună, dar se vedea că în câțiva ani era foarte obosită. Alexandru, înțeleg indignarea ta, dar cine le va ajuta dacă nu noi? La Anton sunt constante deplasări, iar Varvara este singură cu două copii și mai are și serviciu. Atunci să renunțe la serviciu și să se ocupe de familie. Alexandru, gândește-te la ce vorbești, iar ei pe ce vor trăi. La asta trebuia să se gândească mai devreme. În plus, Anton câștigă bine, iar dacă își va modera puțin apetiturile se poate trăi pe salariul lui. Iar Varvara este foarte talentată și are o carieră strălucitoare în față. O femeie trebuie să aleagă ceva unul sau altul, serviciul sau familia. Anna Alexeevna s-a indignat. Atâția am trăiesc cu tine și nu bănuiam, Alexandru, că ți la astfel de convingeri. Părinții Varvarei se certau și ei pe această temă, doar că discuțiile nu erau atât de aprinse, dar în ciuda comportamentului în mod evident parazitar al tinerilor, părinții aduceau pe altarul fericirii familiei noi și noi sacrificii. Între timp și relațiile dintre soți au început să se fisureze. Uneori, Varvara nu-și mai recunoștea soțul. Nu putea înțelege unde dispăruse veselia lui, glumele lui caracteristice. Tot mai des, capul familiei venea acasă iritat și, pentru a nu-i strica nimănui starea de spirit, se închidea cu cheia în biroul său. Familia a schimbat deja de multă vreme locuința închiriată pe o casă proprie în Moscova. Achiziționarea proprietății a fost ajutată de părinți. Deci, din exterior, totul arăta prosper, intuiția îi sugera varvarei că construcția familiei ei nu era solidă și că se va prăbuși în curând și curând femeia a primit confirmarea că previziunile ei nu au fost înșelate. Când Anton s-a întors după o nouă deplasare, ea a început, din obișnuință, să-i sorteze lucrurile. Nu, nu a găsit urme de ruj pe rochiile lui și nu emana parfum francez de la cămășile lui, dar din buzunarul pantalonilor a zburat o mică vizită, pe care era scris numărul unui telefon al unei anumite Liuba. Nu intenționa să facă scene de gelozie, și câte femeie pe lume cu numele acela, căci între aceasta și necunoscuta oricare și soțul ei pot fi pur și simplu relații de afaceri. Mișcată de cele mai bune intenții, Varvara a pus vizita de culoare albastră pe cel mai vizibil loc, dar femeia nu se aștepta la o reacție atât de furibundă din partea soțului ei. Anton striga și-și agita din mâini de indignare. Nu mă așteptam să te cobori la o astfel de banalitate, ca verificarea buzunarelor mele. Femeia a rămas șocată de o astfel de presiune. Anton, de ce ți la mine? Această cartelă a căzut pur și simplu din buzunar și, în general, nu te mai recunosc. În ultima vreme ai devenit complet diferit. Fricați de strigătele părinților, din camera copiilor a ieșit Anton. Mama te ceartă cu tata. Nu fiule, noi doar vorbim. Iar Elena a spus că vă certați, așa că am decis să mă uit. Totul este normal, du-te la tine. Bărbatul s-a mai liniștit puțin, dar a decis să pună toate accentele. Varvara te avertizez, dacă mai observ ceva. În ochii femeii s-a întunecat și a regretat că nu a urmat în timp util exemplul Nataliei. Acum îi era foarte dor să se arunce asupra soțului cu un țipăt de ură, dar a stins un acces de furie și a întrerupt fluxul de amenințări și reproșuri. Nu îndrăzni să vorbești în acest ton niciodată. Această avertizare a avut efect asupra lui Anton, dar din acea zi relațiile dintre soți s-au deteriorat definitiv. Prin urmare, Varvara a decis să nu-i spună lui Anton că este din nou însărcinată. Femeia nu pierdea speranța că în casa lor confortabilă va străluci din nou steaua fericirii. Nu degeaba se spune că nenorocirea nu merge niciodată singură. Relațiile tensionate în familie și problema nerezolvată cu sarcina au fost completate de încă un eveniment neplăcut. Imediat după sărbătorile de anul nou, a sunat tatăl lui Anton. Fiule, vino urgent, cu mama nu e bine, ea e în terapie intensivă. Alexandru Ivanovici nu a intrat în detalii la telefon, dar din tonul său, Anton a înțeles că situația este gravă. El a aruncat pe fugă soției. O să merg cu mașina. Anton, dar este periculos. Pe drumuri e gheață. Mai bine cu trenul. Bărbatul a privit-o pe soție ca și cum ar fi vrut să o ardă cu privirea. Nu înțelegi că mama mea este în terapie intensivă, îi este foarte rău. Vă rog, nu țipa la mine, mă îngrijorez și pentru tine. Mie mi-a ajuns deja de grija ta neostoită. Dimineața, Varvara a aflat că Anton nu a avut timp. Soacra a murit din cauza unui accident vascular cerebral extins, fără să-și revină în conștiință. Soțul a suportat foarte greu această pierdere. El s-a închis complet în durerea sa și a încetat chiar să comunice cu copiii dar Varvara trebuia să rezolve urgent problema sarcinii sale. Amânarea nu era posibilă. Când soțul ei s-a întors târziu în seara aceea, el a mormăit nemulțumit, ce nu te lasă să dormi. Anton, trebuie să vorbim. Numai nu despre asta, nu vezi că mă prăbușesc de oboseală. Eu nu duc o viață de huzur și mai am grijă și de copii, tu nu te interesează de ei și ei se simt jigniți de tine, mai ales Anton. Bărbatul s-a așezat obosit pe canapea, lângă soție. Pentru o clipă, Varvara a crezut că totul a revenit la normal. Anton a atras-o pe soție la el. Îmi pare rău, ultima vreme te-am jignit și te-am tratat cu asprime. Dar toate astea sunt consecințele situației noastre, iar moartea mamei m-a dărâmat complet. Anton, înțeleg și eu uneori sunt pierdută, dar singuri nu vom putea face față dificultăților. Așa e, mamele noastre ne-au ajutat foarte mult, dar acum va trebui să ne descurcăm singuri. Nimic, vom reuși, copiii mai mari sunt deja mari, așa că. Stai așa, Varvara, ai spus copii mai mari, ce înseamnă asta? Sunt însărcinată. Și trebuie să rezolvăm urgent asta, pentru că termenul este critic. Femeia nu se aștepta ca această veste să provoace o furie atât de mare la soțul ei. Mă uimește că ești o femeie adultă și te comporți uneori ca un copil de cinci ani. Nu înțelegi că nu avem nevoie de acest copil. De ce ai amânat până la ultimul moment? Lacrimi de supărare i-au curs pe obrași. În ciuda bunului simț, Varvara a început să se justifice în fața soțului ei. Dar tu ești mereu nemulțumit și eu pur și simplu mă temeam să te abordez. Așteptam momentul potrivit, iar aici au venit nenorocirile una după alta. Anton a arătat cu mâna spre burtica soției. Iată-le pe adevăratul necaz, tu nu trebuia să permiți această sarcină. Dar permite-mi să nu fiu singura care a participat la asta. Iar mie îmi vine uneori impresia că tu faci unele lucruri în mod intenționat ca să-mi faci rău. Anton, cum poți să vorbești așa, căci acesta este copilul nostru comun și el nu este de vină cu nimic? Nu vreau să discut cu tine pe această temă, dar decizia mea este unanimă. Trebuie să renunți la această sarcină. Ne ajung doi copii. A doua zi, Varvara a așteptat un alt șoc. Ea a mers la cabinetul ginecologului și, după examinare, medicul a spus cu voce gravă, Dragă, ești în întârziere, termenul tău este de bune 14 săptămâni, în curând vei simți mișcări, așa că va trebui să naști acest copil. Dar soțul meu nu vrea. Nu pot să te ajut cu nimic. Și de ce vă este atât de frică? După istoricul tău, văd că nu vă duvelați. Nu vă va împovăra atât de mult încă un copil. La urma urmei, copiii sunt bucuria noastră, ei sunt continuarea noastră. După vizita la medic, Varvara a decis să-și viziteze prietena Natalia. Prietena ei locuia cu soțul și fiul ei, Ivan, care era cu un an mai mic decât Anton, pe celălalt capăt al orașului. Când Varvara a ajuns, prietena ei s-a bucurat: câți ani, câți ierni, ce te-a dus pe aici? Am auzit că aveți o nenorocire, acceptați condoleanțele mele. Toate aceste fraze obligatorii, Natalia le-a spus imediat, numai după aceea i-a propus prietenei ei să intre în casă. Spunem ce ai venit! Voi avea un alt copil! Așa e grozav, de ce plângi? Anton este categoric împotriva, mi-a ordonat să scap de această sarcină. Da, viața schimbă oamenii până la nerecunoaștere, pentru că a fost recent un tânăr atât de plăcut, un adevărat exemplu de urmat. Am privit relația voastră tandră și visam la o astfel de dragoste. Varvara și-a împărtășit cu prietena ei preocupările ei, iar în același timp a plâns pe umărul ei. Mulțumesc, Natalia! Pentru ce? Pentru că ești lasă-te, nu te mai îngrijora de bărbați, toți sunt așa și nu se poate schimba asta, trebuie doar să poți întoarce situația în favoarea ta. Nu am înțeles ce vrei să spui prin asta. Ei bine, de exemplu, joacă-te un atac sau ceva, fă să se îngrijoreze. Mulțumesc pentru sfatul tău, dar nu pot face asta. Cum știi, dar vino, dacă ceva. Părea că Anton a uitat de conversația cu soția sa. El a plecat din nou în deplasări, iar apoi s-a întors întotdeauna într-o dispoziție proastă. Varvara a încercat să-și păstreze echilibrul pentru liniștea copiilor. Femeia a aruncat cu grijă lemne în focul aproape stins al fericirii familiei, dar focul nu voia să se aprindă. Au trecut două luni și burta mărit a devenit vizibilă chiar și sub hainele largi. La un moment dat, la cină, soțul a spus cu un calm aparent, ai făcut totuși cum ți-ai dorit. Anton, era prea târziu, nimeni nu a vrut să se apuce de operație. Nu există alte modalități. Ierburi, pastile. Varvara a fost șocată. Tu ești un om educat și mă oferi metode medievale pentru a scăpa de copilul tău. Iar dacă mi se întâmplă ceva, te-ai gândit la Anton și Elena. Bărbatul s-a înroșit, a înțeles că a spus prea mult. Îmi pare rău, am spus o prostie fără să mă gândesc. Pentru o vreme, totul s-a calmat. Vara, varvara a născut încă un băiețel, iar Anton s-a bucurat chiar de un astfel de cadou al soției sale. Se întâmplă să se întâmple astfel de coincidențe, ca tatăl și fiul să aibă zile de naștere identice, când va crește, îl vom sărbători împreună. Până când va crește, vei deveni un bătrân adânc. Răspunsul este greșit, acum am doar 33 de ani, adică vârsta lui Hristos, ceea ce este simbolic în sine, iar dacă facem niște calcule matematice simple, obținem 51 de ani, iar acesta este cel mai bun vârstă pentru un bărbat. De două ori în timpul căsniciei, Varvara a observat transformări minunate, soțul ei veșnic cărcotitor în acel fost anton cu care îi se făcea ușor și confortabil. Cu toate forțele sale, femeia a încercat să păstreze această fericire fragilă. După serviciu, Anton petrecea toată seara cu micul Egor, se juca cu el și se bucura de succesele fiului său. Anton și Elena luau și ei parte activă la creșterea celui mai mic membru al familiei. Dar această idilă familială nu a durat mult. Curând, Anton a început din nou să vină acasă noaptea, iar odată a dispărut pentru două zile. Imaginația-i pictat cele mai îngrozitoare tablouri, iar Varvara a început să sune prietenii, soții colegilor, dar nimeni nu știa unde a dispărut soțul ei. Ea voia să se adreseze poliției pentru a începe căutarea persoanei dispărute, când Antona a apărut singur. El a respins cu iritare întrebările copiilor, care și ei erau îngrijorați pentru tatăl lor, și s-a repezit la soție. Ce, ai făcut un scandal universal și îi sperii pe copii? eu îi speri copii. Tu ai dispărut din casă fără să-mi spui niciun cuvânt. Ai fi putut să sun pentru liniștea ta sau ție indiferent de toți. Varvara, pur și simplu mă enervezi cu obiceiul tău de a exagera. O altă femeie ar fi înțeles de mult cauza problemelor noastre, iar tu trăiești în naivă ignoranță sau faci pe neînțelegătoarea, pentru că așa ți-e mai comod. Îmi pare rău, dar ce ar trebui să înțeleg? Bine îți spun, numai să nu te superi, m-am săturat de această existență gri, uită-te în oglindă, oare nu ți s-a spus niciodată că semeni cu un șoarece gri? Nici măcar nu încerci să te schimb, iar mie mi-e sătulă mediocritatea. Vreau culori vii și sentimente la fel de vii. Varvara se uita la Anton și nu-i venea să creadă că acesta este soțul ei iubit, care îi spunea astfel de cuvinte jignitoare. Anton îți revizuiește gândurile, ce vorbești? M-am revizuit și de aceea plec. Bărbatul a scos o valiză de călătorie și a început să-și pună lucrurile în ea. Varvara nu putea să se miște, nu-i venea să creadă ce se întâmplă cu ea. Anton, dar ce să facem cu copiii? Nu-ți face griji pentru copii, eu mă voi ocupa de ei și, între altele, procedez foarte nobil, pentru că ți las casa. Iar tu unde vei locui? Asta nu te privește, am întâlnit o femeie care îmi face inima să bată. Cu o mers hotărât, Anton s-a îndreptat spre ușă, dar, amintindu-și ceva, s-a întors. Îmi voi lua restul lucrurilor mâine. Da, și nu încerca să mă cauți, ne despărțim pentru totdeauna. Așa va fi mai bine pentru toată lumea. Ușa s-a trântit, la o clipă s-a auzit un zgomot puternic de motor și un SUV negru a dispărut în întunericul nopții de iarnă mamă, tata ne-a părăsit. Fica se uita la mamă, iar în ochii ei se zărea frica. Cum vom trăi acum fără tata? Anton a luat-o pe sora sa de mână. O să fie bine, în casă mai sunt bărbați adevărați. Mamă, dacă el va veni, nu-l voi lăsa să intre. Varvara, încă sperând la mai bine, a încercat să atenueze dramatismul situației. Fiule, nu trebuie să vorbești așa despre tatăl tău. El nu este un tată, ci un trădător. Abia după câteva zile, Varvara și-a dat seama pe deplin de amploarea catastrofei sale personale. Totul îi se dădea peste cap, iar copiii aveau nevoie de grija și atenția maternă. În special, era vulnerabil semianul cor. De aceea, Varvara nu a avut altceva de făcut decât să o sune pe Natalia. Aceasta a sosit împreună cu Vania. Vă salut, salvatorii! Vom locui la voi câteva zile, până când situația se va stabiliza. Ai sunat la părinții tăi? Nu, încă nu. Și ai făcut bine. Nu trebuie să-i deranjezi pe bătrâni. Mai târziu, când totul se va liniști, le poți spune totul. Cine știe, poate se va întoarce și Antonie. Bine, nu voi spune nimic copiilor, dar în general majoritatea soților infideli, după ce sunt bătuți și umiliți, se întorc la cuibușorul lor. Antonie nu se va întoarce. Ești sigură? Aproape 100 de procente. Prin urmare, totuși există o mică speranță pentru întoarcerea papagalului rătăcit. Îmi pare rău, am scăpat fără să mă gândesc. Bine, vom locui aici, vom vedea pe capul familiei noastre la adunări, așa că eu cu Vania vom locui cu plăcere la voi. Așa vom economisi și la utilități. Natalia i-a făcut cu ochiul prietenei sale, iar aceasta a zâmbit. Natalia, mă surprind capacitatea ta de a găsi aspecte pozitive în orice situație. Pentru că sunt optimistă din fire. Trebuie să fac ceva cu tine, altfel o să putrezești de tot. De la acea zi, Natalia a preluat complet responsabilitatea pentru casa prietenei sale și pentru locuitorii săi. I-a sfătuit pe Varvara să-și ia concediu pentru a se obișnui cu noile condiții. Natalia s-a apucat cu entuziasm de transformarea vieții prietenei sale. Varvara, trebuie să-ți schimbi complet setările, știu că este greu, dar trebuie să încerci. Varvara a încercat să se opună activității prea tumultuoase a salvatoarei sale. Ascultă, Natalia, mi se va împlini în curând 33 de ani, și cred că este imposibil ceea ce îmi sfătuiești. Sunt de acord că trebuie să fac ceva cu privire la aspect, se pot cumpăra haine la modă, dar cum să mă schimb pe dinăuntru? Dacă-ți dorești cu adevărat, va ieși totul. Oamenii motivați sunt capabili de lucruri la care pur și simplu te miră. Desigur, una dintre cele mai dificile sarcini este să faci fața acestei sarcini, dar știu pe cine să-ți recomand. Varvara s-a îngrijorat. Nu m-am gândit că mă vei trimite la un psihoterapeut. Ce este atât de reprobabil în asta? Oamenii uneori nu își realizează singur gravitatea problemelor lor, iar un specialist competent poate determina din prima privire adâncimea și cauza problemei. Nu, nu merg, Liniștește-te, am un prieten cu care am studiat împreună, care se specializează în probleme feminine. Dar dacă ești împotrivă, atunci renunți, dar îmi doresc să accepti, crede-mă, apoi îmi vei mulțum. Trebuie să mă gândesc. Bravo, așa e, fă o plimbare cu mașina ta de vis și gândește-te, iar noi, între timp, cu o hoardă de elfi flămânzi, vom pregăti cina. Elena a sărit în sus încântată. Mama și mătușa Natalia sunt atât de amuzante, dar cine sunt gnomii? Sunt niște omuleți foarte mici, dar pot face tot felul de minuni și chiar pot transforma oamenii în gândaci. Ei bine, asta ar putea face doar cu o persoană rea. Acum, există și mătușa Ludmila. Femeia s-a uitat una la alta. Și cine este asta? Elena le-a privit pe mama și prietena ei de parcă ar fi fost aceleași gândaci să nu mai spuneți că nu știți, mătușa Ludmila este prietena tatălui meu. Am văzut-o când am mers cu tata la magazin să cumpărăm hrană pentru icor. Are părul negru, dar nu mi-a plăcut. Natalia a fost interesată de povestea fetei. De ce este rea? Nu, ea se preface, spune că sunt o frumusețe, dar are ochii răi. Mama mea este de o mie de ori mai frumoasă de la complimentul fiicei sale, inima varvarei s-a liniștit. Bine, Natalia, nu mai vreau să aud despre toți acești medici tetici, voi urma sfatul tău și voi face o plimbare cu viteză. Peste ora două, Varvara hoinărea prin oraș. Ea cânta cântece vorbea cu soțul ei, care o înlocuise cu o anumită mătușă Ludmila cu părul negru. După ce și-a vărsat toată supărarea în noaptea tăcută, s-a întors acasă. Copiii deja dormeau, iar doar Natalia o aștepta pe bucătărie. Ei bine, ai scăpat de aburi. Mulțumesc pentru sfatul tău. Acum mă simt extraordinar de ușoară. Sunt de acord cu varianta ta, trebuie să-mi schimb complet viața. Toată nenorocirea este că cenușa a pătruns în mine și nu-mi permite să schimb ceva. Varvara nu se mai simțea niciodată atât de agitată, aștepta rândul ei într-un fotoliu moale, care mai mult semăna cu un balon mare, iar de sus îi cădea un lumină la fel de moale și difuză. Atmosfera era foarte confortabilă și tensiunea a dispărut, dar ușa s-a deschis. Un bărbat înalt, îmbrăcat într-un costum scump de culoare asfaltului ud, a invitat-o. Vă rugăm să intrați, eu și prietena dumneavoastră suntem vechi prieteni, iar Natalia mi-a povestit puțin despre povestea dumneavoastră. Varvara a dat din cap și a simțit tremurături trădătoare în tot corpul. Bărbatul s-a așezat în fața ei, astfel încât ochii lui căprui să ocupe întregul spectru vizual. Nu vă fie teamă, nu sunt un medic adevărat. Sunt un terapeut. Mai simplu spus, sunt un specialist în probleme, știu unde se ascund și cum să le rezolv. Atât. Nu e destul. Vedeți! Chiar ați încetat să tremurați, iar asta e un lucru bun. Pentru ca să ne fie mai ușor să comunicăm, Varvara Mihailovna, trebuie să mă prezint. Leonid Victorovici, multă plăcere. Și mie. De fapt, ador societatea feminină, dar nu pentru că sunt un Don Juan sau un Leneș. Pur și simplu, în fiecare femeie se ascunde o enigmă. Uneori, tocmai ea este cauza unor probleme serioase. Și știți cum să rezolvați aceste probleme. Vă reușește întotdeauna? Nu vă voi minți, nu în întotdeauna. Dar mult depinde de încredere. Dacă clientul îmi acordă încredere ca specialist, de obicei, rezultatul este pozitiv. Și cât va dura tratamentul și în cât costă? Cât mă va costa această plăcere? Varvara Mihailovna, asta nu este un tratament în sensul direct al termenului. De mult timp mă ocup de problemele femeilor moderne și am propriul meu sistem de soluționarea lor. Niciun medicament, nicio pastilă, nicio operatie sau alte forme de intervenție. Nici pe dumneavoastră nu vă amenință. Atunci, care este esența? Vom încerca să găsim cheia enigmei dumneavoastră personale, care se ascunde în interiorul dumneavoastră. Deci, Varvara nu înțelegea pe deplin despre ce vorbește Leonid Victorovici, propunerea lui a stârnit-o. Sunt de acord și voi face tot ce-mi veți spune. Iată că e bine! Atunci, de mâine, începeți să țineți un jurnal. Cumpărați din magazinul de papetări o simplă caietă școlară și notați în ea toate gândurile, temerile, trăirile dumneavoastră. Fixați cu siguranță evenimentele din casă, din familie și de la serviciu. Cu alte cuvinte, notați în caiet tot ce vă trece prin minte. Și ce va rezulta din asta? Noi doi vom vedea împreună mai târziu, dar vă asigur că va fi interesant. V-ați plăcut să scrieți compuneri în școală? Da, scriam pentru jumătate din clasă. Nu puteam să refuz, deși știam că e rău. Și vă învinovățiți pentru asta. Da, puțin. Vă imaginați. Soțul m-a părăsit cu trei copii, iar eu nu pot să scap de sentimentul de vină. Vă voi ajuta cu siguranță, dar mai întâi, ocupați-vă de creație. Varvara a cumpărat o caiet și o cutie întreagă de pixuri. S-a gândit că acest leonid Victorovici era foarte ciudat, dar a decis să încerce metoda lui pe ea însă și. Acasă, a deschis caietul și a rămas cu capul în gol. În minte era o goliciune totală, iar ea a izbucnit în râs nervos. Ei, Varvara, și ce mai facem? Și atunci a venit o idee, prima înregistrare trebuia să fie o descriere a propriului ei portret. Tocmai de frica acestei foi albe. Când Varvara a ridicat capul, și-a dat seama că trecuseră cel puțin două ore. Se uita cu uimire la caietul în care erau scrise cel puțin douăzeci de pagini. Ce am făcut eu? A stins rapid lumina și s-a culcat. Mă rog, să nu fie o nebunie! Mâine e o zi de muncă, așa că trebuie să mă trezesc devreme. Dimineața, Varvara abia a scăpat de a dormi peste cap, dar nu a simțit nicio panică. Se plimba veselă prin casă, grăbind copiii să se îmbrace. La etaj a apărut Natalia, somnoroasă. Ea a privit cu mirare pe prietena ei. Varvara, ce s-a întâmplat cu tine? De ce te porți ca un elice? Bună dimineața, Natalia! hai să mergem la micul dejun împreună. Natalia a continuat să o observe pe Varvara, în timp ce aceasta bea cafea, își machiază genele și îi spunea lui Anton ce trebuie să cumpere după școală. Ajunsă la serviciu, Varvara a realizat că îi lipsea caietul. Se pare că atâtea se întâmplă în jurul ei, iar ea nu le observase până acum. Acum femeia își forma în minte instantaneu o părere despre ceea ce se întâmpla. Nu voia să uite nimic. De exemplu, luați-le pe portarul lor. El zâmbea în fiecare dimineață, dar mereu fără să-și deschidă gura. La început, ea credea că omul are pur și simplu o asemenea trăsătură. Dar apoi s-a dovedit că portarul era pur și simplu beat tot timpul. Varvara l-a antipatizat la un moment dat, dar cineva dintre colegi a spus că bărbatul a trecut prin șapte divorțuri și că în acest fel îi este mai ușor să trăiască o săptămână a trecut neobservată. Natalia privea cu interes cum prietena ei seara ceva scrie cu atenție în caiet. Într-o zi, nu a mai rezistat. Ascultă, semeni cu o școlăriță, mai rămâne doar să-ți tragi limba de efort. Varvara a râs. Știi, m-am atât de prins de ceea ce mi-a propus Leonid Victorovici, încât chiar mă gândesc că aș putea să scriu o carte. Natalia s-a așezat în fața ei, Așa că ce mai aștepți?" scrie. Da, nu." Ce carte?" Natalia și-a turnat apă într-un pahar și a băut din el. Nu înțeleg de ce nu." Dar, Natalia, eu nu sunt scriitoare." Răspunsul nu este acceptat. Nimeni nu se naște scriitor imediat. Da, nu, cui îi interesează trăirile unei șoarece gri." Natalia a zâmbit. Niciodată nu am putut înțelege de ce nu te iubești pe tine însăți. De ce? De ce nu mă iubesc? Natalia nu a lăsat-o să termine. Dar uite, tu înțelegi perfect că ai o înfățișare obișnuită, dar ești inteligentă și nu poți să nu înțelegi că în zilele noastre și cu o astfel de înfățișare poți face orice vrei. Merită doar să investești puțin bani într-un stilist și un machiaj, apoi toată lumea ți-a prezis o carieră de succes dar Anton a fost pe primul loc pentru tine. Nu pot înțelege de ce. Și acum nici măcar nu te-ai gândit la cuvintele mele, ai spus imediat că nu poți. Iată întrebarea mea, de ce nu ai răspuns niciodată? Varvara, sincer să fiu, s-a rătăcit, nu se aștepta de la prietena ei la astfel de cuvinte. Natalia, dar ce? Natalia, cine să-ți spun asta dacă nu eu? Varvara se uita în dezordine înaintea ei, se pare că schimbările în viața ei abia începuseră. Astăzi a scris și mai mult, a scris despre ea însă și despre Natalia, despre întâlnirea lor, despre frica care era în ea când a fost târâtă la toaleta publică. A dormit cu caietul în brațe. A doua zi trebuia să o viziteze pe Leonid Victorovici. I-a așteptat din nou cu un fel de emoție nebună, iar când el s-a așezat în fața ei, s-a liniștit imediat ei bine, cum sunt succesele noastre. Nu vă fie teamă, spuneți, chiar dacă ați scris doar patru pagini, aceasta este deja un progres. Varvara a râs dintr-o dată. Știți, Leonid Victorovici, până nu am început să scriu toate acestea, eram sigură că trăiesc plictisitor, griși în general. Acum încrederea mea a fost zdruncinată. Bărbatul a spus brusc, Varvara Mihailovna, v-a spus cineva vreodată ce zâmbet fermecător aveți. Nu, nu știu, nu mă amintesc. Deodată s-a înroșit și a pus caietul în fața lui. El l-a luat în mâini, l-a privit surprins. O, oh, bravo! Acum să ne ocupăm de ceea ce nu te-a încetat să te roadă. Varvara a clătinat din cap. Știți, aș vrea să citiți asta fără mine. Iar apoi, poate, vom vorbi despre asta. Ei bine, se poate și așa. Considerați că ați lucrat încă nu totul. Mai este ceva de scris. I-a dat din cap. Niciodată nu m-am gândit că în jurul tău sunt atât de multe evenimente mari și mici. Dacă nu doar să enumer ce s-a întâmplat în ziua respectivă, să reflectezi asupra acestui lucru, atunci uneori apar cele mai neașteptate concluzii. Este bine. Spuneți, atitudinea dumneavoastră față de unele evenimente s-a schimbat după ce ați scris despre ele. Varvara a clătinat din cap. Foarte mult. Am văzut, ca și cum din lateral, știți, mi s-a părut chiar că pot schimba ceva. Undeva să ajute. Așadar, ce e în neregulă? Nu vă fie teamă să vă oferiți ajutorul, nu vă fie teamă să faceți lucruri pe care nu le-ați făcut înainte. V-ați hotărât să vă schimbați, nu-i așa? Au vorbit aproximativ o oră. Deși Leonid Victorovici nu i-a spus nimic deosebit, i-a simțit o adevărată încurajare. Varvara a intrat în magazin, a vrut să cumpere o agendă, dar după ce a reflectat puțin, a decis să ia trei. Dacă o agendă i-a ajuns doar pentru o săptămână, cine știe cât îi va mai trebui? A ieșit din magazin și a vrut să se îndrept spre mașină, dar a văzut o reclamă la salonul de înfrumusețare Lilium. Ea a adorat întotdeauna crinii. Varvara s-a oprit în loc, indecisă. Ea mergea întotdeauna la același frizer, la același manicurist. Dar acum a decis să se apropie de mașină, să pună agendele pe bancheta din față și să încuie mașina. Bună ziua, intrați, vă rog! O femeie de vârsta ei o privea. Ea era luminoasă și interesantă, iar părul ei de culoare nenaturală și buzele mai roșii decât era potrivit să fie, o făceau să fie foarte atrăgătoare. După ce Varvara s-a așezat pe scaun, femeia a întrebat: „Ce vom face?” „Doar o tunsoare.” „Nu știu.” Varvara s-a întors spre ea. „Aș vrea să schimb totul radical.” „M-am săturat.” O, oh, asta e foarte interesant. Femeia a întors-o pe varvara cu fața la oglindă și a început să o privească cu atenție, continuând să vorbească. M-am învățat și am lucrat în capitală, de altfel, m-am învățat nu doar ca frizer, ci și ca maestru de machiaj. Apoi m-am îndrăgostit, m-am căsătorit, m-am mutat aici, dar aici, în afară de tunsori și undulări chimice, nimeni nu vrea nimic altceva. Nu credeți că regret ceva? Îmi iubesc foarte mult soțul, dar uneori mi-aș dori să fac ceva așa, doar ocazional, pentru nunți, de exemplu. Ele mă ajută să mi liberez puțin tensiunea profesională. Am înțeles. Știu ce trebuie să fac. Apropo, mă numesc Janna. După două ore, Jana a întors-o pe Varvara cu fața la oglindă. Vrei să încercăm și altceva, sau crezi că ești mulțumită de rezultat? Varvara a deschis ochii și abia nu a țipat. În fața ei era ea, dar nu ea. Părul ei era de un maro închis, dar când îl mișca, ici și colo se zăreau șuvițe mai deschise, cu câteva nuanțe mai deschise. Acest lucru crea iluzia unei podoabe de păr cu adevărat bogate. Janna i le-a scurtat, astfel încât să-i ajungă până la umeri și să-i acopere urechile perfect. Sprâncene erau vopsite într-un ton care părea să fie natural, iar genele păreau să se fi îndreptat și să se fi îngroșat. Nu ți-am făcut machiaj. În primul rând, pentru că ar fi fost un șoc și mai mare pentru tine, iar în al doilea rând, cred că arăți grozav așa." Varvara a putut în sfârșit să respire. Și se va spăla tot." Jean a râs. Desigur că nu, dar ți-aș recomanda să vii măcar o dată pe lună să-ți reîmprospătezi culoarea. Varavara a ieșit din salon și a văzut că iese o ediție. În fața ei ieșea Leonid Victorovici. Ea a zâmbit, i-a fluturat din mână și a urcat în mașina ei. Varvara intră în casă. Se pare că Natalia și copiii ei intenționau să o distrugă. Anton trecu pe lângă ea, iar undeva în altă cameră Elena ținea ceva în brațe și râdea Natalia. Apoi Anton s-a întors. Salut, mamă! El stătea și o privea uluit. A fost chemat de câteva ori din cameră, dar nu a răspuns. Atunci, în deschiderea ușii, a apărut capul Elenei. Bună! Elena nu a terminat de vorbit, ea o privea pe mama ei așa cum dacă ar fi văzut-o pentru prima dată. Natalia, fără să aștepte pe nimeni, a apărut și Anhol, iar în urma ei au apărut și cei mai mici membri ai celor două familii. Natalia a oftat zgomotos. Ei bine, tu, mamă, ești incredibilă. Varvara a simțit cum îi vine rușine. Cineva mă va hrăni. Toți au început să vorbească. Anton și Natalia au fugit în bucătărie, iar Alina s-a apropiat de ea. Mamă, ești frumoasă. Mulțumesc, puiul meu! Cine a decurs animat? A fost probabil primul seară în care nimeni nu a mintit de Anton nici măcar odată. De îndată ce Varvara a intrat în birou, a domnit o tăcere de plină. Bună dimineața! Natalia, desigur, o avertizase că va exista o reacție, dar Varvara nici nu se putea imagina că va fi atât de puternică. Până la prânz, colegii ei doar o priveau din colțul ochilor, întrebând-o din când în când ceva legat de muncă, iar înainte de prânz s-a apropiat de ea celebrul lor cuceritor, Constantin. Varvara am zis că poate ieșim la prânz împreună. Ea a ridicat ochii surprinsă la el. Constantin nu i-a plăcut niciodată, în ciuda faptului că întregul personal feminin al biroului, cele care aveau până la 30 de ani, visează să fie alături de Constantin, iar el era cu adevărat frumos, înalt, bine făcut, musculos, se îmbrăca întotdeauna elegant și astfel încât masculinitatea lui să fie subliniată. Dar era și arogant și nepăsător. La serviciu făcea treaba și nu aspira la nimic altceva, dar asta era deja, în opinia varvarei. Mulțumesc, Constantin, mă voi descurca perfect singură. I-a zâmbit fermecător și în interior s-a înfiorat de groază. Cum a putut face așa ceva un bărbat atât de frumos? Doar pentru că a acordat atenție ei, ceea ce înseamnă că i-a dat o picătură de încredere, trebuia să nu doar să ia masa cu el, ci și să plătească pentru aceste mese. Constantin o privea uluit, iar colegii ei chicoteau în șoaptă mai ales celor pe care Constantin le părăsise deja le era amuzant. S-a întors la biroul său și s-a așezat. Se vedea clar că tânărul era încurcat și pur și simplu nu înțelegea ce să facă mai departe. Varvara se ridicase deja pentru a merge la prânz, când în birou a intrat secretara. Varvara Mihailovna, vă cheamă directorul. Varvara a tresărit din obișnuință, aproape că s-a așezat, dar apoi s-a gândit de ce, de fapt, ar trebui să-i fie frică la serviciu. Lucrul ei este în ordine, viața personală nu ar trebui să intereseze pe nimeni. L-au chemat pe Sergei Olegovici. Stai jos, Varvara Mihailovna. Nu m-a chemat, a cerut să vii. Varvara s-a așezat, complet neînțelegând ce-i trebuia șefului ei. Varvara Mihailovna, urmăresc cum lucrează angajații mei și știți, ați fost întotdeauna o bucurie pentru mine, iar când nu v-au zdruncinat neînțelegerile familiale, îmi pare rău, dar sunt și la curent cu asta, adică nu a afectat munca dumneavoastră în niciun fel. Sergei Olegovici a spus, am înțeles că sunteți exact persoana de care am nevoie. Ea a întrebat, îmi pare rău, dar nu înțeleg prea bine, pentru ce sunt nevoie. Adjuntul meu a mers la pensie, iar eu nu pot face față singur. Nimeni nu vrea să fie tot timpul la serviciu, iar dumneavoastră aveți toate calitățile necesare pentru a ocupa această funcție. Varvara a fost ușor șocată. Iată că dintr-o dată să fie numită adjunct al directorului. Deși educația ei permite acest lucru din anumite motive, nu se gândise niciodată că ar putea face o carieră. Acum însă îi se oferea această oportunitate pe tavă. I-a tușit. Sergei Olegovici, apreciez foarte mult oferta dumneavoastră și știu sigur că aș putea face față. Dar dacă nu ați uitat, am trei copii. Pentru a vă da un răspuns, pentru a nu vă dezamăgi pe viitor, trebuie să vorbesc cu părinții mei. Înțelegeți că, dacă nu ar putea avea grijă cel puțin de cel mai mic copil, nu aș putea accepta oferta dumneavoastră. Tocmai asta îmi place la dumneavoastră. Sunteți o persoană rațională și echilibrată, iar asta valorează foarte mult. Vă dau drumul la casă astăzi, să vă rezolvați problemele și să discutați cu părinții dumneavoastră. Mâine vă aștept cu răspunsul. Varvara a găsit-o pe Natalia strângându-și lucrurile. Ce faci? Îmi pare rău, Varvara, dar soțul meu se întoarce. Desigur, te voi vizita des, dar, cum înțelegi, nu va înțelege absența mea. Și tu ai ceva, ai venit atât de agitată. Varvara i-a povestit despre oferta șefului ei. Natalia a spus: Ce pot să spun, prietenă? Eu cred în tine. Sunt sigură că acum totul va fi bine. Mai rămâne doar un singur lucru: să crezi în tine. Varvara a ridicat ochii spre ea. Și eu cred aproape cred. S-au îmbrățișat la revedere. Cel mai important lucru este să mergi mai departe, să nu-ți dai timp să te autoflagelezi și să te îngropi în tine. Varvara a râs. Păi, ești ca prietenul tău, Leonid Victorovici. Natalia a zâmbit abil. Apropo, de el nu pot să-mi spui nimic. De ce mi-a dat o grămadă de întrebări stupide, care se refereau în mod evident la tine? Varvara a fost tulburată. Poate că ceea ce am scris este un delir al unui om nebun și vrea să se convingă definitiv, ca să mă trimite la tratament mai departe. Gata, prietenă, trebuie să fug. În seara aceea copiii s-au adunat în bucătărie. Mami, ce o aspeți? O să vină bunica și bunicul. Apoi Anton s-a uitat la Elena și apoi la mamă. Dar ei nu știu că tata... Și o să afle. Și în general, voi mă ajutați sau nu? Vom ajuta. Toți împreună au apucat să aranjeze masa, când a sunat ușa. Svelana Afanasievna a început imediat să se tânguie. Doamne, ce ați crescut? Părintele a privit-o pe Varvara. Fică, nu te mai pot recunoaște. Ce s-a întâmplat cu tine? O nouă viață, tată, o nouă viață. El a oftat și a intrat în cameră. Uau, wow, azi suntem primiți ca regi. Svelana Afanasievna s-a întors în apartament. Fică, am uitat ceva. Se vedea că femeia își răscolea febril în minte zilele de naștere și alte date. Mamă, intră, nu ai uitat nimic. Toți s-au așezat la masă, cei mai mici, ca de obicei, au urcat pe genunchiul bunicului, iar Varvara a zâmbit ce ar putea fi mai bun decât un pahar de șampanie? Mihai Dimitrievici a privit-o pe fică mai atent. Varvara, te cunosc prea bine, spune ce s-a întâmplat. Dar în acel moment a intervenit Svelana Afanasievna. Dar unde este Anton? De ce nu este acasă de ceva vreme? Nu-i dă bine unui tată de trei copii să se comporte așa. Elena a început imediat să plângă. Anton a luat-o pe mamă de mână, Varvara i-a mângâiat pe cap. Mulțumesc, totul este în regulă. Mama, tata. Anton ne-a părăsit. Mihai Dimitrievici a scâncit și chiar a lovit cu pumnul în masă, ca și cum ar fi omorât un gândac, iar Svelana Afanasievna și-a apucat inima. Mama, nu este nevoie, totul este în regulă. Ne-am obișnuit să trăim fără el. Am strâns voi să vorbim despre altceva. Femeia o privea uimită pe fică. Cum poți să spui așa ceva? Trebuie să-ți întorci soțul. Mihai Dimitrievici s-a încruntat, dar nu și-a întrerupt soția. Mama, nu am de gând să-l întorc pe nimeni. A fost dorința lui. El trăiește fericit cu o altă femeie, iar eu am depus astăzi actele pentru divorț, dar am nevoie de ajutorul vostru. Mămico, știi că astăzi mi-au oferit o nouă funcție. În timp ce vorbea, tata o admira. El spunea mereu că fiica lui le va arăta tuturor că și șoarecele gri este capabil de ceva. Mai ales că azi fata lui arată altfel și nu seamănă deloc cu un șoarece gri. Părinții au propus să se mute la ea pentru perioada rece. Copiii trebuie să fie hrăniți, iar seara se întunecă de vreme. Mamă, tată, nici măcar nu visam că îmi veți fi de atât ajutor. Următorul drum la Leonid Victorovici a căzut într-o zi liberă. Varvara a privit cu zâmbetul pe buze cele două caiete scrise. Leonid Victorovici avea dreptate. De îndată ce scria pe un caiet curat problema ei, frica ei, imediat nu mai părea atât de mare. De data aceasta, nu a trebuit să aștepte pe Leonid Victorovici. El însuși o aștepta în cabinet. Varvara Mihailovna, am o propunere. Să vorbim astăzi undeva altundeva. Ea a încremenit. Văd că vă speriați. Ce e? Și ea, neașteptat pentru ea însă, și a izbucnit în râs. E de la surpriză. Cu mare plăcere. Ei stăteau într-o cafenea, ferestrele care îi arătau spre parc. Toamna, totuși, este o perioadă frumoasă. Leonid Victorovici se uită la ea sunteți foarte schimbată și nu numai în exterior. Știți, chiar regret că m-am opus Nataliei. Bărbatul zâm. Nataliei nu îi se poate opune, trebuie să înțelegeți asta. Mai devreme sau mai târziu ne era sortit să ne întâlnim. Spuneți, am citit jurnalul dumneavoastră. Este adevărat că ea v-a salvat așa. Da, eu însă mincă mai mă amintesc țipetele ei și pe cei care au căzut la pământ. Desigur, este imposibil de descris în cuvinte. Nu, nu, aici greșiți. Scrieți într-un limbaj atât de viu, încât parcă m-am văzut acolo. Miau și mâncării me pumnii să-i gonesc pe toți aci copnici. Ce să zic, eu nici măcar nu am observat, dacă vă spun sincer, cum am scris tot, nu m-am gândit special. Varvara, aș vrea să vă întreb, aș putea să-i arăt jurnalul dumneavoastră unui om, el este ceva de genul unui bogat mecenat, scriitor pustnic. Pot să-i mai aleg multe epitete. Vă promit că dacă nu veți vrea, atunci în orice moment vom opri totul. Vom opri ce? Înțelegeți din înregistrările dumneavoastră ar ieși o carte foarte bună. Un astfel de ghid de acțiune pentru femeile care și-au pierdut drumul. Scris într-un limbaj artistic foarte ușor de înțeles, dar eu sunt o persoană departe de toate acestea, Așa că aș vrea să arăt înregistrările dumneavoastră unui profesionist. Varvara se aștepta la orice, dar nu la asta. Oh, Natalia, nu-i a oare i-a dat această idee în cap lui Leonid Victorovici? Totuși, nu prea se aseamănă. Bine, dacă se schimbă, atunci să schimbăm totul. Hai să încercăm. Excelent, este pur și simplu grozav. Varvara, hai să trecem la tu și în general, pentru asta merită să bem șampanie. După cafenea, ei au mers mult timp. Leonid povestea cum, când era mic, a luptat mereu pentru dreptate, pentru care primea în grădiniță, la școală și acasă. Varvara râdea. V-au dezvățat să fiți drept. Nu, din potrivă. Probabil am un caracter foarte rău. Mi se spune tăiat, iar eu tot cred că îl ras. Spuneți, Varvara, am putea merge cu dumneavoastră la cinema sau la teatru. Acum este atât de greu să întâlnești o femeie cu care este interesant să vorbești. La mine vin multe femei, dar recunosc sincer, le consider pe toate paciente, iar pe dumneavoastră nu le pot. Nu am fost la cinema de. Varvara se gândi, iar când a fost ultima dată la cinema probabil când cu Anton încă nu se născuse Anton. Și eu sunt foarte mult timp de când nu am fost la cinema, este grozav. Nu e vorba că nu ați fost la cinema de multă vreme, ci că eu cu mare plăcere vă voi însoți. Într-o seară, Svelana Afanasievna a întrebat-o pe Varvara. Varvara, spune, nu a sunat Anton. Varvara s-a întors surprinsă spre ea. Nu, de ce să-mi sune? Păi, am dat peste el întâmplător ieri la mol. Era cu amanta lui, dar nu mai avea unde să se ascundă, așa că a fost nevoit să se salute cu mine. Și, știi, mi-a părut chiar milă de el. Nu te gândi, nu în sensul ăla, ci că s-a încurcat, s-a speriat. Varvara se pregătea să răspundă mai aspru, dar apoi a tăcut. Știa foarte bine că mama ei se îngrijorează pentru ea, pentru că asta este datoria de mamă. Leonida a dispărut undeva. Deși e clar unde. După acea seară la cinema, el a adus-o acasă și a sărutat-o. Ea a răspuns cu o asemenea pasiune, încât nu au mai putut să se despartă. Se pare că bărbatul, totuși, este inteligent și, cântărind bine toate argumentele pro și contra, a decis că trei copii sunt prea mulți pentru el. Varvara nu-l învinovătea. Era sigură că nu pentru că ea e o șoricel gri. În ușa a sunat cineva. Mama a ridicat capul. Cine e așa târziu? Varvara a mers să deschidă, dar de îndată ce a deschis ușa, a fost învârtită în aer. Așa că s-a speriat. Varvara, Elia, Elia pe el totul, și corectarea, și publicarea. E convins că va deveni un adevărat bestseller. Leonid imediat pune-mă jos, Leonid a pus-o pe jos și stânjenit, a privit spre cei care au ieșit la zgomot. Mihai Dmitrievici l-a privit pe Leonid. Așa înțeleg că trebuie să punem pe masă ceai, iar tânărul să ne spună cine este și de ce ne duce pe fica noastră în brațe. După o oră, tatăl umbla nervos prin cameră. I-am spus, i-am spus că fica mea le va șterge tuturor nasul. Varo, noi suntem cu tine, având în vedere asta. Ea era tulburată. În general, profesia ei nu tolerează nicio filozofie. Totul trebuie să fie calculat cu precizie și măsurat, iar aici era așa ceva. În ajunul prezentării, ea se simțea neliniștită ca niciodată. Nu a găsit nimic mai bun decât să ia o mână de scris și o foaie goală și să scrie un jurnal al unei femei singure. Partea a doua. Adevărul este că nu a reușit să înceapă să scrie, pentru că nu și-a sunat cineva. La ușă stătea Anton. De câte ori și-a imaginat ea această întâlnire, dar totuși s-a tulburat. Pot să intru? Intră, bineînțeles, dar copiii încă nu sunt acasă. Am vrut să vorbesc cu tine. Cu mine. Dar noi am rezolvat totul, nu. Am renunțat la pensia alimentară, iar tu la casă. Ce alte întrebări mai sunt? Ești schimbată? Profesorii erau buni. Să-ți dau ceai? Da, dacă se poate. S-a dus în bucătărie. Ai schimbat mobila. Varvara, de ce să nu-ți fie plăcut să-i observi pe fața lui schimbarea? Da, cea veche nu era la modă și era deja veche. Dar e scump. Păi, eu câștig bine. S-a uitat atent la fosta lui soție. Ceva nu e în regulă cu ea, ceva care îl împiedică să vorbească. Și-a dat seama că în ochii ei nu mai e tristețe, iar în general arată mult mai bine decât când locuiau împreună. Varvara, nu știu de unde să încep. Am venit doar să te invit undeva. Dar cum rămâne cu Ludmila, nu-i așa? Anton și-a încrețit fruntea. Ludmila s-a dovedit a nu fi așa cum părea la început. A, asta deci, ai decis să te întorci acolo unde ți-a fost liniște și bine. Varvara nu exagerează. Și totuși, nici eu nu pot, nu am timp deloc. Mâine merg la o prezentare. Nu i-a dat timp să termine de vorbit, s-a animat imediat. Și eu, adică noi, vom fi acolo, nu crezi că e un semn. Dar de ce tu? Tu niciodată nu ai iubit astfel de evenimente. Păi, Ludmila, ea îi place să fie în centrul atenției. Anton a devenit stânjenit. Anton, du-te acasă, în curând vor veni copiii și nu vreau să se supere. S-a ridicat ascultător. Dar ne vom vedea mâine. A dat din numeri nesigur. Varvara în rochia ei de argint, cu părul aranjat în bucle mari, stătea în fața oglinzii. Jeanne a aplica ultimele retușuri la machiaj. De fiecare dată când încep să mă ocup de tine, îmi vin o grămadă de idei noi. Păcat că nu se pot pune toate într-un singur loc. Varvara a râs. Și atunci ce fel de persoană aș fi? Jeanne a privit-o cu atenție. Dar spunem ce te frământă. Soțul meu fost avenit, vrea să se întoarcă, dar, cu toate acestea, merge la evenimentul de astăzi cu a lui. Știe că tu ai scris notițele varvarei. Nu, tu ce ai? Atunci bucură-te să înțeleagă pe deplin pe cine a pierdut. Varvara a privit-o pe Janna. Ești viclenoasă. Janna a zâmbit. Nu, corectă. Natalia a intrat la ele. Dar ce faceți voi aici? Ați adormit. Totul e gata, lumea se înghesuie, parcă nu ar fi loc. Natalia și Janna au împins-o literalmente în brațele lui Leonid, permiteți. Au ieșit în sala în care oaspeții deja se bucurau de gustări și băuturi, în timp ce aplaudau zgomotos. Varvara a închis ochii pentru o secundă, dar apoi și-a ridicat capul. Ea era un învingătoare și asta era tot ce contează. Anton, ce stai ca un stâlp? Vino mai aproape, trebuie să-mi iau autograful. Ludmila îl trăgea neîncetat de braț, până când el a ieșit din transă lasă-mă în pace, vrei. Dacă vrei, du-te. Ce ton ăsta? Ce-ți permiti? S-a întors spre Ludmila. I-am spus și eu că dacă vrei, du-te. Dar. Aceasta este Varvara, fosta mea soție. Ludmila, ca și cum ar fi intrat în apă rece, a fost șocată. Cine? Dar ești nebun. Tu ai spus că ea lucrează în domeniul tehnologiei informației. Da, lucrează, dar asta, probabil, era o pasiune. Și tu nu știai. Nu, Ludmila, nu știam. În timpul certurilor lor, ei nu au observat că s-au apropiat Leonid și varvara. Apoi s-au apropiat părinții ei, Natalia, și, desigur, copiii. Elena, cu o sinceritate caracteristică, a spus Tată, dar tu nu mi-ai crezut că această doamnă era. Uite, ia te și jignește. Varvara se uita la soțul ei, la fostul ei soț. Ea și Elena vorbiseră și hotărâseră că ea trebuie să facă asta, să se elibereze de sentimentul de vinovăție, de acel sentiment principal care aproape că a distrus-o. Ea era vinovată că soțul ei a părăsit-o. Bună seara! Anton s-a întors. Bună! Ludmila a tăcut. Varvara i-a zâmbit fermecător. Vreți un autograf? Haideți, vă semnez. A mâna după cartea care era în mâinile lusei. Aceasta mecanic i-a dat-o, apoi a fugit. Anton a privit-o cu întuneric pe Varvara. Ce s-a întâmplat cu tine? Tu nu erai așa rea, așa crudă. Anton simțea o neplăcere totală gândindu-se că cineva l-a aruncat în noroi și nu s-a prăbușit, ci s-a ridicat. A privit în jur, oricărui om îi este permis să greșească. Și eu am greșit. Vreau să mă întorc. Avem trei copii și tu știi foarte bine că ei au nevoie de un tată. De ce, brusc, tot acest timp nu era nevoie de tată, iar acum este nevoie? Tu încurci conceptele. Tu ai decis că ai dreptul să alegi când ai nevoie de copii și când nu. Varvara, nu îndrăzni să vorbești cu mine în acest ton. Leonida a simțit cum mâna varvarei tremură și a strâns-o mai tare. Ea trebuie să facă asta singură. De ce? Pentru că. Pentru că. Nu putea găsi cuvintele potrivite, dar în fața a apărut Anton. Nu îndrăznești să vorbești așa cu mama. Iată că ai reușit să-i pui și pe copii împotriva mea. Anton, de ce vorbești așa? Tu nu ai fost niciodată așa. A tăcut? Pentru o vreme, toți au stat în tăcere. În cele din urmă, Anton a privit pentru prima dată pe cel pe care fosta lui soție îl ținea de mână, apoi privirea ei s-a întors din nou spre Varvara. Adică nu te vei întoarce. Nu vrei ca familia noastră să se reunească. Varvara a zâmbit. Nu, Anton. Nu, avem o familie, și una foarte veche. Ludmila s-a întors și au mers spre scenă. Anton a prins-o de mână pe mama fostei sale soții. Svelana Afanasievna, dumneavoastră ați fost întotdeauna o femeie inteligentă și calmă. Dar vorbiți cu fiica dumneavoastră, noi trebuie să fim împreună. Femeia l-a privit. Nu, Anton, este prea târziu. Și știi, sunt fericită că v-ați despărțit. Acest lucru a zguduit-o pe Varvara și a obligat-o să creadă în ea însă și. Îmi place mult mai mult Leonid ca ginere. Ei ce se căsătoresc? Da, Anton, Varvara se căsătorește. Și sunt sigură că acest soț nu îi va spune că este un șoarece gri care nu reprezintă nimic. Svelana Afanasievna a mers încet prin sală, în timp ce Anton o privea în tăcere. Cu o zi înainte, el era sigur că va fi primit cu brațele deschise, că va fi așezat în cele mai confortabile scaune și că va fi iubit și mai mult. Dar totul a mers altfel. S-a întors și a fugit din sală. Acum trebuia să se împace cumva cu Ludmila. Nu putea să se mute la tatăl său. El nu dorea să comunice cu el după ce l-a abandonat pe Varvara. Iar dacă va afla ce s-a întâmplat, nu îl va mai considera fiu. Antona inspirat aer rece. I-a atras atenția un anunț care recruta specialiști pentru o nouă fabrică de testare în Siberia. A zâmbit, a rupt anunțul, l-a băgat în buzunar și a pornit pe stradă.